Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la un nou clip informativ, să zic așa. Am o veste proastă și una bună pentru voi. Nu știu cu care să încep. Hai să începem cu vestea cea bună. Eu cred că am rezolvat acea problemă, deci nu am mai primit eroarea aia deloc și nu mai îmi apar dungile alea pe ecran, ceea ce este foarte bine. Și eroarea aia, știți de unde a venit? Cred, sper că de acolo a venit. Eu am descărcat un patch de texturi să se vadă mai mișto jocul. După cum vedeți, acum se vede un pic mai întunecat, nu foarte mult, dar un pic mai întunecat. Și eu cred că de la patch-ul ăla, primeam eu eroarea aia. Sper din tot sufletul. Am reinstalat jocul. Am stat 3 ore. Nu vă vine să credeți, este ora 4:30 și m-am gândit să filmez acest episod, să-l pun astăzi, pentru că o să vă aștepte și o veste proastă, da? Ia uitați. Mi s-au șters salvările în timp, după ce am reinstalat Gothic-ul, da, mi s-au șters salvările, n-am putut face nimic, a trebuit să încep jocul de la început. Am jucat vreo 20 minute. Am intrat în Corinis, am făcut misiunile pe Lobart, așa iată, nu contează asta. Aș vrea să fac din nou tot ce am făcut. Mama, este a treia oară deja de când joc Gothic 2. A treia oară la rând în joc. M-am nebunit, nu mai știu ce să fac. Deci dacă mai voi lua o dată eroarea aia, pac. Pe un punct aici, nu mai gata, îi dăm alt joc, Gothic 3, nu știu ce vreți voi, CSGO, orice. Dar eu sper că nu vom mai lua eroarea aia, chiar sper. Până acum merge destul de bine și sper că nu o să mai luăm nicio eroare. Bine, vom mai lua erori, dar nu atât de mari ca aia. Da? Da, cam ăsta a fost clipul informativ așa. Eu o să mai joc în seara asta. Vreau să văd dacă vreau vreo eroare. Joc până voi ajunge la moarte, nu știu, 2-3 ore cam. Joc până dimineața aia. Dar nu contează asta. Și dacă mai am timp să joc mâine, îi dăm de seară cu live-ul. La mine 4 dimineața, adică de seară. Da. Îi dăm de seară cu Gothic. Dacă nu, vom juca probabil CSGO și vom juca Gothic poi mâine. Dacă nu vom lua eroare. Chiar sunt curios dacă vom lua eroare până la Martin, până acolo. Eu sper că nu și da. Ai, Inos să fie cu noi, dragi prieteni. Inos să fie cu noi. Beliar, du-te de aici. Nu vreau. Dar am ajuns să vorbesc cu zeii din Gothic. Da, prieteni, cam asta a fost episodul. Noi o să ne revedem sigur de seară, la 9:30. Până atunci, la revedere, prieteni. Aveți grijă.